Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a oficiat ieri seară denia acatistului Bunei Vestiri la schitul Înălțarea Domnului din municipiul Reșița. Aici se află o copie a icoanei făcătoare de minuni Trihirusa din Sfântul Munte Athos. Ne-am rugat și noi, oficiind denia acatistului Bunei Vestiri, această utrenie cu totul specială care se face doar în vinerea din săptămâna a cincea Apostolului Mare. Ne-am rugat în fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adusă nu cu mult timp înainte din Sfântul Munte Athos, unde a fost pictată. Ne-am rugat în fața icoanei, am citit acatistul Maicii Domnului, acatistul Bunei Vestiri, și l-am rugat pe Mântuitorul Iisus Hristos să ne ajute și nouă păcătoșilor să ne purtăm crucea pentru ca să dobândim iertarea păcatelor. Nădăjduim că în săptămânile ce urmează să ne întărim duhovnicește împreună cu credincioșii care au venit astăzi la această sfântă mănăstire. Întâmpinăm pe Domnul înviat să ne ajute Bunul Dumnezeu ca sporul duhovnicesc și rugăciunile care s-au înălțat astăzi la mănăstirea noastră să fie cu bun folos în cele duhovnicești. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a fost pictată de părinții români de la mănăstirea Vatoped din Muntele Athos, special pentru așezământul monahal din Reșița.